În 2005, fostul primar, am apelat la Biroul de Cooperare al Elveției și Austriei de a ne ajuta să construim o stație de alimentare cu apă pentru tot satul nostru. Dumnealor au venit la noi, s-au uitat, am pus să facem debitul, să-l mărim. Am făcut toate izvoarele, le-am curățat care erau și le-am rămădit toate pentru o trubă și am aflat debitul de apă. De atunci era 224 de metri cubi în 24 de ori. Am văzut că este volumul de apă pentru satul nostru. Satul nostru atunci avea 1400 de locuitori, adică 700 de familii, de gospodării. În 2006 eu hotărât că ni se acordă un proiect pentru satul Drăgușeni Noi. Am proces la adunare generală, am strâns tot satul, ni s-a lămurit toate condițiile. Condițiile au fost așa, 500 de lei contribuția de la fiecare familie, 50 de metri lineari săpat cu mâna și 5 zile de muncă. Acum avem 580 la moment. Datorită asta, că am construit apelutul, apele folositoare unde le dăm. Când le făceau pe grădină, niște scaturi de mașină, burlanțe, o groapă acolo și da, ele se împlereau de ține o jumătate de an și începeau, cam mirosă nu chiar bine, știți? Și tot la dânsi ne-am adresat, zic, la Elvețeni. Poate ne ajutați cu un proiect de canalizare. Și operativ, în anul 2008, mi-au alocat banii, au venit firmelor speciale care construcții, s-au construit. Proiectul costă într-o abunătății condițiile de trai a populației. Dar a apărut apa asta, a apărut necesitatea de a face canalizarea. Canalizarea e tot o condiție. Cum să-ți verzi oaia așa? Să vezi în grădină, acolo ai patlajel, o cartoafă, un alt. Să absorbi pământul, să o trăgești pământul. Și s-o hotărât să facem și asta. Și într-un mediu ambiant să nu o trăgim pământurile, pădurile și avem aici. Vedeți cât tătă o trăiești acum și pe sus, strochim și le vezi și acolo și zi și numai și nu facem noi. Se revarsă în fantalul ăsta de 50 tone. Și de aici, prin trei pompe de pompare, îmi pompează în rezervorul acela. Și ele sunt trei bazini. Adică dacă este volum mare de apă, mai multă, adică de reziduală. Dacă e necesitate, putem să lucrăm cu trei odată. De aici se filtrează prin nisip și petrin și prin iarbă și stuc. Se filtrează, se duce, se varsă în alt bazin. Iese apă curată. Iese curățită toată. Lumea e satisfăcută, e mulțumită. Că, cum nu ești mulțumit? Mirosă în o gradă acolo, acum satisfăcut foarte bine pentru lucrul făcut care îl avem aici. Dacă nu era Europa, noi nu aveam condițiile astea. Nu erau elvețienii și austrieci, noi așa proiect nu-l facem în viața vieților. Așa bani nu putem strânge contribuția satului să faci așa obiect. Datorită lor, iată, avem condiții, suntem mulțumiți foarte mult, inima ei, sunăm, ne mai... Am mers la extindere la zona de captare a apelor, am mai făcut o sondă din banii acumulați la populație.